Suntem la cocktailul anual Certasig. Domnul Greenly ne spune astăzi mai multe despre cum a fost anul 2016 pentru Certasig și cum va fi anul 2017. Bine v-am regăsit, domnule Greenly. Bună seara, bine ați venit. 2016, un an greu pentru piața de asigurări în ansamblu. Cum a fost pentru Certasig? Pentru Certasig a fost un an așa și așa. A fost ok în general. Cum am spus acum 30 minute în speech-ul, noi am observat piața generală a fost foarte dificil cu ECA. Noi am estimat că piața a scăzut pe nivel, pe segmentul non-viață, non-auto, adică a fost mai greu, mai dificil pentru creștere. Dar noi am fost aproximativ la fel nivel de primă în 2016 față 2015. Dar ce a fost foarte pozitiv pentru noi a fost că rentabilitatea, profitul de business a dublat aproximativ. N-avem cifră auditată, dar asta e estimarea noastră. Adică mesajul acolo este că disciplina de subscriere și inovație a fost bun. Să înțelegem că segmentul corporate n-a fost așa afectat ca cel de retail de anul trecut, de modul în care a evoluat piața anul trecut. Da, exact. Nu suntem jucători în retail. Nu vrem. E auto, casă, care există multă concurență și multă downă, prea multă downă. Și pentru noi nu înțelegem, nu putem avea strategie pozitivă sau profitabilă. Și am schimbat această strategie acum 5 ani. Facem nimic în auto. Adică pentru segmentul corporate este segmentul mai complicat, produse mai sofisticată și mai interesant. Și un element foarte important pentru noi în acest model de business model nostru este reasigurare. Avem reasigurare foarte puternic, foarte strong, cu reasigurate Hanover Lee, Lloyd's, Swiss Re, Partner Lee, care sunt foarte, are mult de sprijinul pentru noi. Acest sprijin e cu atât mai important cu cât există daune pe acest segment. Presupun că pe segmentul corporate vorbim de alt nivel de daune, care probabil și la Certasig se înregistrează la un nivel mai ridicat cu cât businessul se dezvoltă. Da. Anul trecut noi am plătit aproximativ 8 milioane de euro de daună brută. Din care a fost un singură daună, care a fost în vapor român, Fortuna-S, care a eșuat în Marea Neagră, vis-a-vis Suline, în nordul România. A fost un daună de 4 milioane de dolari. A fost foarte mare pentru noi, pe nivel brut, net după reasigurare a fost mult mai puțin, normal. Dar, în plus, a fost un daună foarte complicat și complex. Adică, instrumentale de aceste daună este exemplu unde noi suntem foarte specialiști. Adică avem competență de instrumentale aceste tipuri de daună foarte bine. A fost riscul de poluare, a fost risc de muri de echipaj de vapor și a fost stresat, a fost dificil. Dar în decembrie noi am plătit ultima lată de aceste daună și pentru noi a fost cea mai mare daună că noi am plătit în 8-9 ani. E posibil că a fost în daună cea mai mare de piață, nu știu exact, dar a fost pentru că la majoritate de business maritim, știți foarte bine, este din Turcia. Acesta vapor a fost român, a fost de la Constanța. Am înțeles, deci există, e palpitant și în piața aceasta de corporate. Da, bine, corporate inclus, da, e compania, e vapor, e flotă maritim, da. Anul 2016 a stat sub semnul Solvency II. Foarte multe companii ne-au spus în ce măsură Solvency II a influențat schimbarea de strategie în compania lor. Certasig și-a schimbat în vreo formă strategia în conformitate cu adaptarea la normele Solvency II? Da, noi am schimbat strategia de reasigurare. Noi am scăzut retenția noastră la 100.000 de euro pentru riscuri de catastrofe. A fost înainte 1 milion de euro. Noi am fost confortabil cu acest nivel în 2015, dar noi am schimbat în 2016. A fost foarte important pentru conformitate cu Solvency II.
altă strategie noi am schimbat a fost pe nivel de investiții. Înainte avem depozit cu Bunch. Dar Bunch, în funcție de Solvency 2, a fost mai riscant că garanții de trezorii, treasury bills, T-bills. Adică 70-80% din cash nostru acum, fiecare luni, este plasat în treasury bills, în, cum se zice, bilete de trezoria, da, mulțumesc, da. Și, în general, facem mai focus pentru clasă de asigurări mai rentabil. Adică pentru civil maritim, P&I, Protection and Indemnity, pe ultima 8 ani nu a fost foarte rentabil. Adică în 2016 noi am crescut tarif și am pierdut business. Dar rentabilitatea acestei clase de asigurări, dacă faceți în PNR pentru această clasă, este mai bine și a afectuat în mod pozitiv nivel de Solvency 2. Adică avem făcut mult de măsură. Asta de subscriere a fost un investiții și reascolare. În 2017, de la ce linii de business aveți așteptări mai mari pentru creșteri și care este targetul pentru finalul anului? Presupun că așteptați o creștere chiar mai mare decât în 2016. Pentru 2017 așteptăm mai business pentru garanție, clasă 15, pentru că anul trecut a fost mai puțin de proiect, pentru România a așteptat alegeri. Și acum, după avem guvernament mai stabil acum, așteptăm mai lichiditate, mai activitate în piață. Adică vor avea mai solicitare pentru licitație, pentru proiect, adică pentru engineering, pentru construcții montaj și garanția și răspundere. Așteptăm mai business. Adică, în total, targetul nostru vor fi creștere de 15% pe nivel de prima brută subscrisă 2017 față anul trecut, 2016. Mizați în continuare pe colaborarea cu brokerii, presupun, pentru acest rezultat. Da, e foarte important și sprijinul de broker e foarte important pentru noi. Am menționat acum 30 de minute. Ce este foarte bine, în 2016 noi am văzut, observat că brokerii au 70% de business, de prima brută subscrisă totală, de non-viață, vorbesc de non-viață. Acum 2-3 ani a fost doar 60%, adică brokerii deja au mai control de piață. Pentru noi e bine, pentru noi lucrăm aproximativ exclusiv cu broker. Dacă client vin la noi direct, normal, în cazul normal, vorbesc bine, ok, mă bucur să fac cotații, dar e mai bine dacă vin dumneavoastră cu broker preferat. E o dovadă de încredere și oarecum de fair play, să spunem, față de partenerii din brokera. Dovadă de fair play. Evident, riscăm pentru noi, pentru că dacă aceste clienți vin și cu un broker și broker nu vin la noi, pierdem în oportunitate. Dar asta e decizia noastră, asta e politic noastră. Dar un risc asumat. E risc asumat, dar pentru garanție, normal vedem la majoritatea de business. Adică, probabil, dacă nu e aceste broker, probabil vin cu un altă broker. Adică, da, e risc asumat, dar calculat. Vă mulțumim frumos pentru toate inside information. Discret sau secret? Nu, pentru noi momentul ăsta este suficient cât să facem puntea către discuția din vară de la cocktailul următor, să ne spuneți cum merg planurile, sperăm că și piața să nu aducă schimbări importante care să influențeze în vreo formă, poate doar pozitiv. Da, vă mulțumesc pentru prezența aici această seară. Vă mulțumesc și la mulți ani!